Cea de-a 20-a întâlnire a Forumului Constituțional pe tema modificării Constituției a avut loc vineri în Bacău, la Centrul de Afaceri și Expoziții. Au participat politicieni, oameni cu funcții în administrație, conducători ai asociațiilor neguvernamentale, dar și elevi sau studenți interesați de acest subiect fierbinte. Inițiatorul manifestării a fost Ilie Bârzu, președintele Asociației Eurocivica, care a reușit să-l aducă printre băcăuani pe coordonatorul Forumului Constituțional, profesorul Cristian Pârvulescu. Acesta a subliniat legătura directă dintre schimbările ce vor fi aduse Constituției și regionalizarea. Ce se anunță în această toamnă? Regionalizarea sperie. Și sperie foarte mult în zona rurală. Am avut întâlnitul primar din zona rurală care erau îngrijorați de consecințele regionalizării și păreau mai degrabă ostil fenomenului. Și spun asta pentru că reforma constituțională, fiind corelată cu regionalizarea, ar putea să sufere din cauza cererilor primarilor, pentru că se va organiza un referendum obligatoriu. Și, după cum știți, primarii pot mobiliza sau demobiliza alegătorii. Și e important ca o comunicare cu aleșii locali să se realizeze și în privința regionalizării și în privința modificărilor constituționale. Pârvulescu a provocat participanții să-și expună deschis părerile despre principalele mize ale schimbărilor în legea fundamentală și în structura organizatorică a României. Băcăuanii au răspuns inițiativei, oferind propriile variante care, în opinia lor, vor îmbunătăți funcționarea statului și a societății românești. Până la sfârșitul acestei luni, Forumul Constituțional va mai organiza încă 30 de asemenea întâlniri în diverse zone ale țării.